Achiziție importantă la Consiliul Audiovizualului pentru lupta cu dezinformarea și produsele media necalitative. Acolo a fost lansat astăzi un soft modern care transcrie automat textele tuturor materialelor difuzate de posturile autohtone de radio și televiziune. Până acum această muncă o făceau manual angajați instituției responsabile de monitorizarea conținutului. Toate cheltuielile pentru implementarea proiectului au fost asigurate de partenerii externi. Noul soft funcționează extrem de simplu. Fiecare dintre cei 11 angajați ai departamentului de monitorizare are propriul cont. Iar atunci când îl accesează, trebuie doar să încarce emisiunea sau orice alt produs difuzat la TV sau radio. Important e să fie indicată sursa materialului. În primul compartiment informații avem câți vorbitori au fost detectați în acest video, câte entități, de exemplu, câți actori, câte concepte sau câte evenimente au avut loc în acest reportaj. Cea mai importantă parte, cred eu, care ne ajută pe noi momentan, este transcriptul. Noi putem să edităm textul direct aici sau să-l descărcăm și ulterior să lucrăm în Word. Până acum, transcrierea textului pentru fiecare material se făcea manual. Pe un program de o oră, care ar fi luat 3-4 zile doar de transcriere, acum se va face peste noapte și practic se pune la încărcat, iar dimineața deja monitorul are textul pus. Deci, practic, e vorba de 3 zile eliberate și puse la dispoziția monitorului pentru alte sarcini, alte tipuri de monitorizări. Transcrierea textului prin acest soft va fi posibilă atât în limba română, cât și în rusă. Asta va permite Consiliului Audiovizualului să reducă semnificativ timpul necesar verificărilor de conținut. Cei care au finanțat proiectul spun că a fost nevoie de acest soft pentru a lupta mai eficient cu dezinformarea în spațiul public. Republica Moldova se afla într-un context informațional vulnerabil. Media tradițională și cea netradițională este folosită ca instrument de manipulare. Adevărul este distorsionat. Acesta poate sprijini lupta împotriva dezinformării, furnizând nu numai date despre proprietarii principale ai companiilor media, ci și în contextul privind interesele politice și economice afiliate acestora pentru a influența opinia publică. Cetățenii moldoveni merită să aibă acces la informații imparțiale și bazate pe fapte. Toate cheltuielile în sumă de circa 346.000 de euro au fost acoperite din contul partenerilor externi.